să începem Vlogmas, e vineri 1 decembrie, la mulți ani și mă uit la ceas, este în jur de 8, așa că da, nu i-am prins părul bine, se vede, dar e foarte frig afară, foarte frig afară, dar da, oficial, nu știu ce vorbesc, dar oficial astăzi e prima zi de Vlogmas, am de muncit astăzi, așa că probabil ne auzim ori la pauză, ori după muncă. La pauză acum, nu mai pot de obosită, jur, dați-vă ce păr am în cap, dar e haos la muncă, așa că da, mă bucur, încerc să mă bucur de pauză. Ce faci, mama? Oh, vreau să vă arăt unghiile mele. Astăzi sunt fix 2 săptămâni, dar mi-au crescut o grămadă. Nu știu cât de bine se vede, dar astea sunt și mi-au crescut super, super ultra mega. Mult, nu sunt perfecte, just putting it out there, dar astăzi cred că o să le dau, o să le dau jos, pentru că au crescut o grămadă, o să le dau jos și o să văd dacă mi le refac, o să le dau jos de tot și o să văd dacă mi le refac, cum îi spune, în seara asta sau zilele astea. Da. Le îndepărtez cel mai probabil după ce termin munca, gen să am timp să-mi dedic, dar... Da, nu știu dacă o să mi le fac astăzi sau nu, dar vreau ceva așa mai crăciunistic, așa că, nu știu, o să vedem. Dacă nu, o să le fac doar roșii și apoi mai e aproape de Crăciun. Nu știu, mă gândesc, e un proces să mă gândesc la cum să mi le fac sau așa, dar o să vedem, oricum mi-au crescut o grămadă. Deci, da, în 2 săptămâni mi se pare că mi-au crescut foarte. Am terminat munca mai devreme și după, vinerea termin la 4:30, mi-au făcut unghiile, mi-a luat... Gen, nu așteptat să-mi ia atât de puțin. Mi-a luat în jur de o oră. Dar nu m-am dat cu nimic peste decât cu, gen, e decât, cum se numește, asta e nuanța de light pink de la Polygel. Așa arată. Și nu m-am dat cu nicio oră peste, la asta mă refer. Dar da, le-am lăsat așa mai scurtuțe. Bine, sunt un pic lungi, adică nu sunt din carne cum ar veni, sunt un pic lungi, dar nu sunt lungi, la asta mă refer. Și a venit aici un pachet de pe Amazon mai devreme, eram sus și m-am și speriat că nu știam cine e la ușă, dar ia să desfacem să vedem, cred că e o lanternă. A, da, și a mai venit un pachet astăzi, dar n-am apucat să-l desfac pentru că a venit în timp ce munceam, așa că zic că am lăsat ușa și, și le-am lăsat la bucătărie și o să vă arăt. Ia să vedem. Trebuie să fie o lanternă aici. Da, wow. Și trebuie să-mi fac și unghiile, în sensul că nici nu știu ce să fac, dacă să le las așa. Stați așa, să întorc camera ca să vi le arăt și după aia vă arăt ce se află. Cam așa arată. E doar nuanța de light pink de la Polygel. Dar da, nu știu ce să fac, dacă să le fac așa, să le las așa. Sau să le fac roșii, nici nu știu, cu sclipici, le-am avut data trecută. By the way, am muzică de Crăciun pusă la televizor, dar am dat pe mut pentru că nu vreau copyright sau chestii de genul. Dar da, nu știu ce să fac. Voi ce zice, să le las așa sau să le fac roșii? Sau să le las așa câteva zile și apoi să le fac roșii, nu știu. Am revenit aici. Ia să vedem. Să vedem, să vedem. Nu pot să desfac ăsta. Hai că reușesc. Da, mama. Este o lanternă, da. Avem mai multe, adică avem două, de fapt, și una s-a stricat, nu mai merge, și am mai luat una, văd că asta vine cu... Wow, ok. Pentru că le mai luăm seara la plimbări. Pentru că, da, nu se vede nimic, așa că sunt utile și sunt utile și în casă să le avem. Dar avea Alina una și eu una și una ni s-a stricat, așa că, da. Lumitact se numește. Și... Ia să vedem. E așa un kit, practic. Interesant. A, e și de ăsta. Ai baterii... și cred că poți să și... Da, poți să încarci lanterna și la USB din ăsta. Dar îmi place care e carcasa asta. Wow!
interesantă. Da, și fost să... Ok, interesant. Ok, și aici se pun bateriile. Și e și aia, gen, văd că a dat și niște baterii așa. Nu știu, da, așa. Și chestia asta. Uitați-vă ce păr am în cap. Așa e creierul meu când am muncit astăzi, toată ziua. Mamă, deci abia așteptam momentul ăsta să vină vineri după muncă. Da. Plec iară, practic. Am aici o cutie, vreau să vă arăt ce se află în ea. Și vreau să dau un pic cu mătura aici în bucătărie și cu mocul. Iar după plec să o aștept, să o aștept, să mă întâlnesc de fapt cu baby în centrul orașului. Așa că da, hai să vă arăt practic. A venit comanda, i-am dat lui Yuki comandă de niște mâncare și prin comanda aia se află și chestia asta de la Lily's Kitchen, advent calendar pentru căței. Ne-am uitat la magazinul nostru local și nu mai aveau, așa că l-am găsit pe ăsta pe net și, și da, are și el advent calendar cu chestii pentru căței și astea, ăsta și cu ăsta sunt ale noastre, o să le împărțim între noi, dar ăsta este dedicat pentru Yuki. Îmi pare rău că nu găsesc așa ceva și pentru peruși, chiar ar fi super un advent calendar dedicat perușilor ca să se bucure și Bobo. Da, o să-i dăm noi trituri permise, gen recompense permise pentru peruși în perioada asta, bine, oricum îi dăm, dar da, o să avem de desfăcut advent calendaruri în seara asta. Nu știu unde e unul la Yuki, dar o să vedem când revenim. Și aici e restul de comandă, bineînțeles că avem aici mâncare și avem o grămadă de pungulițe de recompense, dar nu sunt toate pentru el, ca să știți. Bineînțeles că mâncarea e baza, recompensele sunt doar recompense, dar mă refer că avem aici una, am luat-o pentru el să o testeze, dar nu știu cu ce sunt acu turkey. Și două din ele le facem cadou și la fel, mai sunt chestii de făcut cadou pe aici. Asta am luat-o pentru el să o testăm, dar da, astea două le-am luat să le testăm, bineînțeles că asta e ceva ce ne ține pe termen îndelungat și da, cam asta e ce se află aici, bineînțeles că noi îi mai și gătim cu Yuki, dar avem și chestii din astea, așa că da, și v-am zis, din astea de recompense sunt de făcut și cadou. Abia aștept să desfacem advent calendarurile acolo în spate. Până una alta mă pun să dau cu mopul, că am dat cu mătura și vreau să dau cu mopul aici în bucătărie. Nu mai știu dacă am spus sau nu, dar mă interesează, am vrut să dau cu mătura aici să strâng pentru că, da, se face baby și halatul e și fesul. Deci sacul ăla de box mă nebunește de creier pentru că nu avem cum să scoatem afară pentru că se deteriorează de la vreme și... oricum pe timp de iarnă. În fine, o să fie schimbări în bucătărie și o să-i găsim locul, cred. Dar momentan, baby îl folosește drept cuier. Așa că da, nu sunt îngândată. Dar, da, v-am spus că am vrut să strâng un pic pe aici și vreau să dau o tură de mop și după mă pregătesc să mergem pe la îmbrăcat. Îmi iau colanți pe mine și peste îmi iau blugi. Pentru că e frig afară, e destul de frig, așa că da, îmi iau blugi ăștia, dar măcar am colanți și am țin acolo bine. Așa. Și nu am sutien, nu mă stresez, dar o să arăt oricum drăguț pentru că eu sunt minunată. Așa că da. Stați așa să aranjăm. Dar cam așa o să vină cu ăsta. O să-mi desfac părul, o piept să îmi pun fes în cap. Și... mamă, ce părăm în cap, trebuie să mă spun pe cap. Și geacă peste. Și aia am ajuns în oraș și acum merg spre baby, să mă întâlnesc cu baby, dar mai are un pic până termin, așa că e posibil să... mă plimb un pic. Vă arăt așa un pic pe aici, dacă tot am ajuns, dau așa o tură de centru, pentru că baby mai are până iese. Așa că mă plimb un pic pe aici. Pe la Luminițe. Ăla e brăduțul orașului, v-am arătat în vlogul trecut când a fost aprit. Brăduțul și mai din apropiere, e super drăguț, îmi place tare mult cum e amenajat anul ăsta. Foarte frat un pic pe aici, prin mall, că e mai cald. Și mă plimb așa. Mă mai uit
pe la magazine și chestii, bine, nu cumpăr nimic pentru că nu mă... Nu... Nu știu de ce. Sunt așa, eu știți că sunt obsedată cu shopping-ul iara. Am momente, de fapt, dar în ultimul timp chiar am fost... Ok, bine, am dat bani pe chestii, adică... Na. Dar mă refer că n-am mai dat comandă de haine și încerc să mă abțin pentru că nu e ca și cum nu am. Am mai mult decât îmi trebuie și o să mai dau eu comandă, dar vreau să mai fiu și cu minte. Așa că da, dar așa la magazine, nu știu, nu mă încântă tot timpul să intru în ultimul timp, nu. Ce magazin îmi place mie cel mai mult e Primark cu Primark, cum vreți să-i spuneți. Și cam atât, în rest sunt ok, adică, nu știu, eu personal prefer chestiile la buget, pentru că în ultimul timp mi se pare că toate chestiile au luat o razna la prețuri. Așa că da. Mă mai prim un pic pe aici, primul la căldurică și după mai văd ce și cum. Până termină baby, măcar stau la căldurică. Oricum astăzi nu era în plan să ies, dar uite că am ieșit și îmi place tare mult cum e amenajat și pe aici, că sunt luminite, drăguțe. Interesează pe mine nimic din magazine. Vorbesc prostii. Nu am putut abține. S-a deschis un magazin plin de lumânări și eu în coșul de pe Amazon aveam deja pus în basket niște lumânări, nu de la Yankee Candle, se numește, nu știu, vă arăt acasă, ceva cu wick, wood wick, ceva de genul. Și le aveam deja una din ele, care este cu black cherry, și am mai găsit una cu miros de cafea. Așa că, da, n-am luat-o în forma, eu în coșul de pe Amazon aveam o formă din aia așa mai lungă, dar le-am luat la borcan normal, dar da, nu m-am putut obține. Așa că să vadă baby, o să fie gen, vai, ce ai făcut aici, ce ai luat aici. Da, una e cu cafea, deci se îmbunează situația, glumesc, n-are nicio problemă, o să comenteze și eu comentez, dar n-avem nicio treabă, așa că da, și acum o aștept pe baby să iasă ca să vedem, nu știu, mi-e foame și mie și Alinei, așa că o să vedem dacă ne oprim pe undeva să mâncăm și ce facem, dar mă duc să dau față în față cu nevasta. Am ajuns acasă, ne-am oprit aici la noi, eu local, cel cum ar veni, și am luat takeaway. Am vrut să mâncăm în oraș, dar n-am mai avut chef și n-aveam chef nici să gătim, așa că am zis că ok, mergem și am luat eu mi-am luat chicken shish și baby și-a luat niște aripioare. Chicken shish-ul ce? How do I what? Aici nu știu ce e, să vedem. Aici sunt wingurile lui baby. Așa. Trebuie să avem și cartofi prăjiți undeva. Unde sunt wing-urile? Aici. Put them for me. Ia să vedem. Ăștia sunt cheesy fries. Nu pot să-i desfac, dar sunt cheesy fries ăștia. Să-i desfac eu. Și într-una trebuie să fie pâine cu usturoi și în asta trebuie să fie... That's the corn. Corn. Okay. Să fie doi corn, că doi eu am comandat. Păi și cartofii mei unde sunt? Am uitat să-mi comand cartofi, cred. Bă, mănânc cu tine. Nu cred că ți-ai comandat, ai zis cartofi. Doar un șiștor, da, atâta. Nu am zis de cartofi, ok. Nu ai comandat nimic altceva decât ăla. Cu tine. Ia, uite-te câtă porție. Doi bătaie. Am și măsă lui Yuki, dar nu găsim numărul 1. That is two. Unu? Aici, look, mama! Wow! This is number one! I know, look! S-a decis că baby rămâne cu Kinder Bueno și eu cu ăsta. Așa că haide. Uite! Wow, l-am spart! Tu ce ai? N-am un iepure. Yuki, tu nu mai ai, mama. Asta nu e pentru tine, tu ai avut pe-al tău. Baby, abia s-a fost jos, noi putem, suntem rupte de oboseală. Și o să ne punem un pic să stăm un pic la televizor. Ne mai jucăm cu Bobo și cu Yuki. Hi, darling! Și... o să ascultăm un pic de muzică, cred, la televizor. Și după eu trebuie să-mi fac și duș și
Să facem nani mâine, sper să dorm mai mult, dar o să vedem cât mă ține, că așa e planul inițial și da. Și abia aștept să facem bradul. Ce m-ai întrebat tu acum câteva zile? Aseară, de fapt, mi-ai zis. Ce mi-ai zis? Ce mi-ai zis despre brad? Acum nu știe, e filmată. Mi-a zis că, vai iubire, trebuie să facem bradul. Așa că da, o să facem bradul, dar povestim mâine sau zilele astea. Ce am făcut și eu? Stai așa că trebuie să-mi fac telefonul la încărcat. I-am făcut și eu duș și ne băgăm în pat. E deja 11 și un sfert. Suntem rupte. Planificam că în seara asta editez și deja o să și urc video așa de întâi, dar din păcate nu o să se întâmple asta, așa că mâine de dimineață o să mă pun să decorez. Aici am fost pe tot gâtul aici în spate, am nu știu exact ce este. Și am avut niște coșuri din alea super oribile, iar acum au trecut, dar au rămas așa, nu știu, nu le-am stors sau ceva, dar da. În fine, by the way, decorațiunea aia de acolo am luat-o, cred că acum 2 ani de Crăciun, nu mai rețin, și acolo mereu nu am mai, n-am luat-o niciodată, adică de când am pus-o acolo așa a rămas. Dar da, mâine o să stau să editez, vreau acum să mă bag și eu la somn, baby deja... Iubirea mea frumoasă. E ruptă și eu sunt la fel. Și mâine poate o să stăm un pic mai mult de vorbă. Nu-mi curge, îmi cade asta din asta. Mâine, da, poate o să stăm un pic mai mult de vorbă. Încă nu m-am hotărât ce să fac cu unghiile, dacă să le las așa sau nu. Dar îmi place tare mult cum mi-au ieșit. Nu se vede acum lumina asta. Dar da, vă pup, vă iubesc. Încheiem aici prima zi de Vlogmas și mâine începem ziua numărul 2. Dar sper că v-a plăcut. Vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și ne auzim mâine.